Crimă într-o localitate din județul Bistrița, Năsăud. Un bătrân în vârstă de 70 de ani din Dorole a fost înjunghiat în propria casă. Ca să șteargă urmele, criminalul a dat apoi foc locuinței. Câțiva tineri care petreceau într-o casă vecină au simțit miros de fum și au ieșit să vadă ce se întâmplă. Când au văzut flăcările, au sunat imediat la 112 și au chemat pompierii. Când am ieșit afară, arde propria casă. Am spart porți, am mers la vecini și... Ați dat alarma? Da, am dat alarma la casa, că era subucrămat de haine și lovitura la cap. Presupun că cineva l-a decapitat. Cum era bătrânul? Era plin de sânge, balt de sânge. Flăcările cum erau? Era și pe geamuri și pe spate acolo era... La sosirea pompierilor, la locul crimei a apărut și suspectul principal. Tu l-ai omorât pe bătrân? Nu. Dar ce ai făcut? A fost una de soție că vine pe drum în jos și aici l-au și capturat. El-i. Îl cunoașteți? Da. El le-a dat și nouă foc. Deci tot criminalul se întorce la locul faptei. Ăsta a venit la locul faptei acum în jos. Suspectul de crimă este cunoscut în zonă ca fiind un om violent, iar oamenii cred că a vrut să-i fure banii bătrânului care locuia singur. Individul a fost reținut și dus la audieri. El riscă acum ani grei de închisoare pentru omor.